Poet, dramaturg, romancier, eseist și doctor în filozofie, Camil Petrescu ocupă în literatura română din prima jumătate a secolului 20 unul dintre cele mai importante locuri, datorită în primul rând notei de înaltă intelectualitate pe care a imprimat-o scrisului său. Cel care avea să devină cel mai iubit scriitor al secolului 20 se naște la Spitalul Filantropia din București, pe 22 aprilie 1894. Este fiul lui Camil Petrescu, decedat, se pare, înainte de nașterea scriitorului, și al Anei Keller Petrescu. Încă de la naștere, este încredințat unei doici din Mahalaua Oborului, aceasta ocupându-se în special de educația tânărului Camil până la vârsta adolescenței. Camil Petrescu își petrece copilăria și școala în cartierul Obor, la școală fiind coleg cu marea actriță Aura Buzescu. Între 1906 și 1909 a fost bursier la Liceul Sfântul Sava, unde va scrie și primele poezii. Din 1909 devine bursier al Liceului Gheorghe Lazăr. Aici va înființa împreună cu alți colegi cenaclul literar Cercul Nostru. Rezultatele foarte bune la învățătură îl transformă într-un bursier intern. În 1912 trimite o poezie lui Macedonski și acesta îi publică la poșta redacției o strofă cu indicația deocamdată atât și deocamdată aici. Entuziasmat, Camil Petrescu trimite apoi poezia și revistei Semănătorul sub semnătura Godeanu. Răspunsul, poezia dumneavoastră a fost îndreptată la coș, îl deziluzionează. În septembrie 1913, Camil Petrescu se înscrie la Facultatea de Litere și Filozofie din București și tot atunci se prezintă la concursul Hillel, în urma căruia obține media cea mai mare și câștigă bursa, de reținut că liceul nu l-absolvise decât cu media 7.40. În ianuarie și februarie 1914, publică 3 articole în revista Flacăra, cel mai important articol al său fiind Femeile și fetele de azi. În iunie 1914, luptă pentru înființarea Operei Române, al cărei program a fost întocmit chiar de către el. Rezultatele se vor vedea abia spre sfârșitul anului, când va avea loc premiera spectacolului Tosca de Puccini. Furtunosul gazetar de stânga N.D. Cocea va fi modelul său spiritual, devenind prototipul viitorului său erou, Gelu Ruscanu. Voi scrie până la 25 de ani versuri, declara cândva Camil Petrescu. Pentru că este vremea iluziilor și a versurilor. Voi scrie între 25 și 35 de ani teatru, pentru că teatrul cere și o oarecare experiență și o anumită vibrație nervoasă. Voi scrie între 35 și 40 de ani romane, pentru că romanele cer o bogată experiență a vieții și o anumită maturitate expresivă. Și abia la 40 de ani mă voi întoarce la filozofie, spunea Camil Petrescu.
Camil Petrescu a marcat o nouă epocă în literatura română. Influențat de intuiționismul și existențialismul lui Henri Bergson și mai ales de fenomenologia lui Husserl, preocupat de Descartes, Spinoza și Kant, a publicat o serie întreagă de lucrări care explică substanța filozofiei lui. Dacă opera literară i-a adus prestigiul și faima, bucuriile intime ale spiritului i le-a adus filozofia. În anul 1915, Camil Petrescu publică în Cronica, la care colaborau și Perpesicius, Demostene Botez, Horia Bota și Ion Vinea. Acum este momentul căutării de modele, aflându-se temporar în creația lui Minulescu și Arghezi, însă modelul cel mai destoinic i-a fost P.P. Negulescu. Sprijinit pe viziunea poetică argheziană, dar în același timp și pe preceptele antimetafizice ale gândirii lui P.P. Negulescu, lui Camil Petrescu îi se deschidea acum o perspectivă ademenitoare pentru litere și filozofie. În 1915 se înscrie ca plutonier tir în regimentul 6 Mihai Viteazul. Reușește să absolve școala de ofițeri cu gradul de sublocotenent. În 1916, pe 22 aprilie, odată cu împlinirea vârstei de 22 de ani, publică în Capitala prima sa poezie, Sonet, pe care vă invit să o ascultăm în continuare. Sonet de Camil Petrescu. Salmodierea neîntreruptă a ploii e tristă ca un cântec de îngropare, iar cei ce trec pe străzile murdare sunt palizi și tăcuți ca și strigoii. Tăcuți visează în jilțul solitare martirii vremii rele și ai nevoii, boemii pesimiști și chiar eroii gândesc la țările scăldate în soare. Sala friguroasă întunecată se pare caverna quaternară din care tot nu se topi răsloii. Și în timp ce lumea pare condamnată din valul unui nou potop să piară, e uimitor ce vesel sunt strigoii. Camil Petrescu a ales monologul interior ca mod de exprimare a trăirilor lăuntrice, de reflectare a existenței individuale. Narațiunea se face la persoana întâi, scriitorul declarând că eu nu pot descrie decât propriile mele senzații, propriile mele imagini. Eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi. Se declară anticalofil, scriitură fără ortografie, fără compoziție, fără stil și chiar fără caligrafie, punând accent în opera sa pe inovație, pe universul subiectiv, pe drama intelectualului, aflat într-un permanent conflict cu lumea exterioară, dar și cu sine, angrenat într-un periculos joc al ielelor. Refuzul de a scrie frumos se va traduce într-o creație în care evenimentele vor fi notate precis, exact, ca într-un proces verbal în care figurile de scris vor fi rare, scriitorul rezumându-se la comparații și epitete. Tipologia umană propusă de Camil Petrescu este și ea novatoare. Personajele lui Camil Petrescu sunt fie pline de prejudecăți, incapabile de afectivitate, fie efervescente, cu o spontaneitate maximă a reacțiilor. Scriitorul consideră scrisul ca pe un act de eliberare existențială, prin care spiritul se descoperă și se mărturisește. În mai 1916, scrie prima variantă a jocului ielelor, asupra căreia s-a concentrat scriind zi și noapte, timp de o săptămână, și îi apare a doua poezie în Capitala, intitulată Strofe de seară. Pe 1 august 1916, este chemat la oaste datorită intrării României în război, alături de Antantă. Mai întâi figurează la regimentul 4 de marș. Vrea să cunoască războiul din inima lui, de pe front.
În această încercare, scriitorul, care îmbrăcase hainele sublocotenentului de rezervă, fraterniza cu ostașul de rând. Trăia simultan o dublă dramă, a sa și a tuturor. Singura compensare era de a cunoaște totul până la capăt, oricât de mare ar fi riscul. Așa ia naștere romanul Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, în care autorul a transpus experiența trăită pe front. Camil Petrescu, cel care avea să devină cel mai iubit scriitor al secolului 20, a trăit din plin tragismul unui război absurd. După 2 săptămâni, este mobilizat ca sublocotenent în regimentul 22 Infanterie. În timp ce apăra linia predeal Brașov, pe 1 septembrie 1916, este rănit și ajunge într-un spital militar din Târgoviște, unde pentru puțin timp are grijă de răniți. În primăvara lui 1917, se reîntoarce pe front, luptând timp de 4 luni cu mare eroism. În acest an au avut loc întâmplările despre care amintește scriitorul în introducerea la cărțile luptătorilor. În timpul unui bombardament german, își pierde auzul la o ureche, iar infirmitatea îi va marca întreaga viață. Pe 24 iulie 1917, cade prizonier în mâna nemților și ajunge într-un lagăr unguresc, la Soproniec. În aprilie 1918 este eliberat din prizonieratul maghiar și, fiind socotit mort, întâmpină mari dificultăți în anularea actului de deces. Revine la București. Experiența războiului a avut o mare influență pentru romancierul de mai târziu, adăugând încă o valență în formula personalității sale. Ștefan Gheorghidiu, eroul romanului Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, definea această stare de lucruri. Mă întorsesem din război cu un sentiment aproape metafizic al camaraderiei, solidarizat cu tot ce e de suferință și dor de mai bine în lume. Destinul comun al liniilor de tranșee, egalitatea în fața morții, păreau semnul unui destin legat cu toată omenirea, pentru tot restul vieții. Încă din 1920, Camil Petrescu participă la ședințele cenaclului Zburătorul, condus de Eugen Lovinescu, iar în revista omonimă publică primele poezii. Debutul editorial se petrece cu un volum de versuri, idee, Ciclul morții, în 1923. În 1933, publică cel mai valoros roman al său și unul dintre romanele importante ale modernismului european, Patul lui Procust, în care autorul și-a tratat personajul cu toată seriozitatea, încercând să convingă cititorul de existența lui reală. Romanul tratează drama confruntării cu adevărul într-un moment de criză existențială, urmărind o poveste despre dragoste și libertate. Camil Petrescu este aici autor și personaj deopotrivă. În începutul romanului apar scrisorile doamnei T. către Camil Petrescu. Ea se confesează, prezintă câteva date biografice și sentimentele pentru Fred Vasilescu, pe care îl numește X. Romanul continuă cu jurnalul lui Fred Vasilescu, intitulat într-o după-amiază de august, în care sunt cuprinse și scrisorile lui George Demetriu Ladima către Emilia, o actriță frivolă, articole și poezii scrise de către Ladima. Ladima era poetul genial de care și-a bătut joc o matroană trivială și care n-a fost înțeles și apreciat de societate. Patul lui Procust se încheie cu un epilog scris de Fred și cu un alt epilog scris de către autor. Să ascultăm în continuare poezia Patului Procust, una dintre cele mai îndrăgite poezii ale scriitorului. Patul lui Procust, de Camil Petrescu. Felie de noroi e ciclul meu, spre capătul carent răzbat cu greu, fuiorul tors al cretei mi-e povară și de mă apără, mă și măsoară.
triunghiul tău înscrie albatroșii și doare mlaștina cu viermii roșii, dar cum mirajul frumuseții nevalente, când ochiul meu spre cruguri sus atent e. Răniți cu putrezime de asemeni, se îngrașă nuferii suav și gemeni, eu, plin de bale și văscos, greu lupt alăturea, din soare să mă înfrupt. Cu burta flască, la urechi rubin, cu clopoței de slavă și venin, vecin cu mine ieși să târăște, totuși împărătește balta albii lotuși. Dar ochii mei în mine se întorc, să mă cuprind al fir încep să torc, mai mare sunt decât cei mari și mai frumos decât un crin în miez de mai. Spre tine, Doamne, gândul îmi înalț, nici flori, nici aur nu mi-ai pus în zmalț, nici gheare, tu mi-ai dat în loc de ele doar conștiința mișeliei mele. În anul 1939, Camil Petrescu este numit directorul Teatrului Național din București, unde va rezista doar 10 luni, iar din 1947 este ales membru al Academiei Române. Camil Petrescu moare la 14 mai 1957, la București. Astfel, masivul roman social închinat lui Nicolae Bălcescu, Un om între oameni, rămâne neterminat. Pompiliu Constantinescu arată că literatura lui Camil Petrescu a urmărit insistent lupta sexelor simplificate în două entități contradictorii. Bărbatul reprezintă o conștiință intransigentă, un fel de absolut moral, aplicat mai ales în iubire. Femeia este un animal cochet, inferior sufletește, ispita simțurilor și primejdie a echilibrului interior. Dincolo de această aparentă misoginie, povestea de dragoste dintre Camil Petrescu și Cela Serghi se va regăsi în romanele amândurora. La Cela Serghi, în Pânza de Păianjen, Camil Petrescu își va face apariția ca și personaj, într-o formă sau alta. Scriitoarea se va regăsi și ea în romanele lui Camil Petrescu, prin personajul Doamna T din Patul lui Procust. Printre cele mai cunoscute opere ale lui Camil Petrescu, ne-au rămas în memorie romanele Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război și Patul lui Procust, piesele de teatru Jocul Ielelor, Act venețian, Suflete tari și volumele de poezii Din versurile lui Ladima și Versuri Ideea, Ciclul morții. Încheiem cu fragment 3, una din poeziile autorului. Fragment 3 de Camil Petrescu. Culege de pe stânci garoafe roșii, căci fulgerul pe toate le aprinde. Surâde când oceanul se întinde să prindă în noianuri albatroșii. Fă pași mărunți și număr atent, sau fă în gând un salt de tigru negru. Dansează grațios, dar van, integru, trimite către stele un compliment. Prin sate treci necunoscut și mic, la fiecare poartă uită un sărut, un derviș străveziu și grav calic să stea între ei și tine ca un scut. Când singur ești în câmp cu drumul și când te răsucești și cânți fără să știi de ce, să faci din toate un otodafe și apoi să pui să se presare scrumul. Thank you.
Thank you.